De aici nu prea ne dăm seama. Dat în minge. Dar eu zic că dă în minge. Eu zic că dă în minge Hayek. Hayek este penalizat cu acest penalti. Și cred că este o greșeală a lui Treimanis. Lovitură de la 11 metri pentru Steaua. Minutul 21, Budescu este faultat și tot el va executa lovitura de la 11 metri. Budescu le-a mai dat un gol Victoriei Pâlzen la 2-2. Exact. Acasă, dar din lovitură, liberă a fost atunci. Letonul dă penalti în minutul 21 pentru Steaua. Sunt curios ce să zică Cristi Balaj. În studioul Ligii. Da, în pauză oricum se vor analiza fazele și inclusiv aceasta. Vedem momentul. Budescu față în față cu portarul. Budescu îl țintuiește pe adversar și deschide scorul 1-0 Steaua în minutul 21. Execuție elegantă, un pas sărit înainte de a ajunge la minge. Este exact acea fracțiune de secundă care îl dezechilibrează pe portar. Pleacă, portarul pleacă înainte și Budescu are soluția la îndemână. Să vedem cum vor trece oaspeții peste șocul acestui gol, pentru că au avut ocazii, au avut jocul în mână. E autogol. Excepțional au colaborat Alibec și Budescu la faza asta. Autogol 2-0 pentru Steaua. Am așteptat să văd dacă e chiar în poartă sau nu. Nu venea să cred că poate să ricoșeze acolo o asemenea minge. Din spatele porții poate vedem mai bine. Iată-l cu pe Golovka aici și din pasa lui Alibec. Budescu atinge prima minge. Nu, el lovește mingea. E un gest tehnic remarcabil al lui Budescu. Minutul 45. Spuneam mai devreme că un 2-0 în pauză sună mult mai bine. Iată că acolo suntem. Minunată reușita lui Budescu. Pentru astfel de execuții, Emil, câteodată e ceva probleme cu ghetele, dar revine pe teren Alibec sau Benzar. Nu, Alibec sau Budescu. Cred că Alibec direct cu stângul pe poartă. Da, da. Budescu ce... A intrat! A intrat și asta! Cred că golul ăsta le taie picioarele cehilor. Asta e seara de aia din care orice-i face, n-ai cum să pierzi. Adică... Da, da. Am mai bătut Steaua cu 6-0 pe niște norvegieni, da. Parcă. Tot așa, la pauză, dacă era 3-0 pentru adversari, nu era nimeni surprins. Mingea este deviată de zid și se duce exact acolo unde sărmanul Hrușca nu poate să ajungă. Este un complot general pentru ca Steaua să câștige meciul ăsta. E bine, 3-0. În mod normal, golul ăsta te pune la pământ. O echipă care urmărești să revii după 0-2, să primești un gol ca ăsta, într-adevăr, o face praf. Și Denis Alibec este schimbat. Intră Noire pentru finalul de partidă. Sper să nu fie făcută prea repede schimbarea asta, să nu fie un semnal de relaxare dat de Dică, își poate pe Denis Alibega să primească singur aplauzele publicului. Intră Noire, 3-0. Vlad, eu sunt mai bătrân, am văzut multe în fotbal. Eu am văzut cum s-a îmbrățișat Alibec și cu Mihai Stoica. Pare să că lucrurile sunt rezolvate între cei doi, da. Minutul 74,
Într-adevăr, dacă te uiți pe tabelă, ai spune că a fost o partidă la discreția Stelei. Uitându-ne în astea 75 de minute pe teren, parcă nu a fost chiar așa.